Ați amintit de PNRR? Înțeleg că se poate renegocia sau se va putea renegocia? Care Bun, sunt aici este o discuțiile? discuție foarte mare dacă se poate sau nu se poate renegocia. Vor fi capitole care cu certitudine vor trebui rediscutate, reanalizate, reașezate. În primul rând sunt cele 2 miliarde care se pierd din suma totală, deci cumva anumite ajustări, optimizări vor trebui făcute pentru că este obligatorie. Deja există o declarație a vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Dombrovskis, care spune că în zona de energie, pentru că toate statele membre sunt afectate dramatic, pot exista reajustări, optimizări, cum vrem să le numim, până la urmă este tot o redesenare pe anumiți parametri a planurilor naționale de redresare și reziliență a statelor membre. Punctual, în România au fost discuții intense pe acel procent de 9,4 și pe durata pentru pensii și pe durata care ar fi trebuit menținută. Și sigur că aici deja din ce în ce mai mulți comisari europeni și din ce în ce mai mulți demnitari importanți spun că da, ar trebui o anumită flexibilizare pentru că nu este corectă felul în care este pusă problema. Evoluția imediată o vom vedea. Există aceste provocări pe care le avem, urmarea războiului din Ucraina și urmarea faptului că liniile de aprovizionare sunt extrem de fragile în această perioadă. De aici creșterea prețului la materiale într-o mare măsură, atât timp cât China este închisă, atâta timp cât tot comerțul mondial este afectat, perioada de așteptare duce la creșterea prețurilor. Este unul dintre motivele pe care Banca Națională le spune ca și fiind cauze ale creșterii inflației în România. Când importăm produse, importăm inclusiv inflația generată de aceste prețuri la materiale, alimente și așa mai departe pe care le importăm. În același timp mai sunt și costurile pe energie. Toate lucrurile astea fac ca viața românilor în această perioadă să nu fie atât de ușoară. Dar putem bea Guvernul un ceai de tei. Aha. în schimb acționează și încearcă punctual și reușește prin pachetul Sprijin pentru România să facă mai suportabilă viața celor care au venituri foarte mici.